În ce măsură crezi că, sevizând această situație sensibilă, Hagi a încercat să-l vândă cât mai repede de acolo, de la Viitorul, tocmai pentru a scoate acest pol de tensiune din echipă și din academie? Crezi că a contat inclusiv detaliul ăsta? E posibil. L-a vândut foarte repede? E posibil să fie și lucrul ăsta, dar vă spun sincer, el era cotat, eu am o foaie chiar, în iarnă era cotat la 6 milioane de euro. Au vrut să ia bani frumoși pe Drăguș Denis și era și normal, pentru că era talentat, avea valoare, dar în momentul când a văzut că joacă din ce în ce mai prost, din ce în ce mai prost, probabil că și domnul Hagi și-a pus o întrebare, hai să-l vând repede că nu mai au nici banii ăștia, cred eu, n-am vorbit cu dânsul, dar Gică Popescu el mi-a spus și a zis că au vrut să-l vândă pe mai mulți bani, dar se pare că nu s-a putut. Și probabil că, fiind și tensiunea asta, a zis că nu o să mai joace la nivel înalt și a zis hai să-l vindem, să luăm ce putem pe el, cred. Pentru că altfel nu-mi explic. El a fost vândut, el a fost transferat într-un moment în care, în meciul precedent, să fie transferat, nu mai știu, eu nu mai m-am dus la meci pentru că nu mai aveam de ce, că nu ne mai băgam seamă. Chiar am văzut că la o fază și-a rupt tricoul de pe el, că nu ieșea nimic. Când s-a transferat în Belgia, a dat mesaj și a zis, i-am arătat lui tată că am reușit. N-am vrut să-i răspund. Ce a reușit? Un transfer bazat pe talentul lui, pe forma care a avut-o în toamnă. Asta a fost transferul. Dar probabil că Denis, asta este marea lui problemă și nu știe, face niște greșeli și nu știe unde se află și nu știe ce greșeli face. El se află într-o altă lume, nu știu, e altă lume, nu mai este în lumea asta reală și din cauza asta nu joacă nici fotbal. El e în altă lume, pur și simplu. Nu este, vă dați seama că nu-și dă seama de gravitatea faptelor care le face, vă dați seama că nu-și dă seama. Deci, hai să vă dau un exemplu. Ieri îi spune soției că se îmbolnăvește iubita lui. Deci vă dați seama. Dar mama lui, care suferă atât, nu se îmbolnăvește. Iubita lui se îmbolnăvește. Mama plânge în continuu. Deci vă spun sincer, a venit de la Supercupa României. A venit plin, deci umflată de plâns. Și am zis, Laura, te rog, potolește-te că o luăm, ne îmbolnăvim. Dar se pare că pe lui nu ne interesează. Ne interesează că se îmbolnăvește doar iubita lui. Părinții lui că se îmbolnăvește și suferă, nu. Ce e în sufletul tău așa când ești singur în fața oglinzii sau pur și simplu înainte să m-ați lovit unde... Ce e în sufletul tău? Adică cum... Mă vedeți că sunt de mare. Știți cât plâng? Atât sunt de mare, atât de mult plâng. Dar numai eu, când sunt singur și când mai mă prinde soția mea. Chiar am zis că poate să mă duc la doctor, că pur și simplu plâng la orice și am presa că e o problemă medicală deja. Ai senzația că ești într-o depresie, probabil. Da, cred că da. Și soția, probabil. Soția, la fel, da. Dar bine, ce să faci? Simți nevoia de asistență medicală în momentul ăsta, din punct de vedere al depresiei, soția din punct de vedere psihologic? Soția mea, da, zice. A văzut și tata cu ochii lui acum în Grecia. În Grecia, da. A văzut cum plâng fără să vreau, așa, fără... Din orice. Din orice, da. Mai ales când văd, de exemplu, o familie unită sau un film în care o analogie de-asta de cum se înțeleg bine într-o familie și îmi dau seama că la mine nu este și mă ia plânsul. Da. Îmi spun, da. Papa.